A întârziat Mickey ca să o salveze pe iubita lui Minnie sau a mai rămas o speranță? Oh, Mickey, mi-e frică! Minnie e așa de frumoasă, îmi pare rău că va trebui să o blestem, dar are ceva ce mi-aparține. Ai crezut că suntem la același nivel? Ești în toate mințile! Fantomele ieșite din morminte, ascultați-mi apelul și rugăciunea mea. Aduceți-i aminte cine sunt. Nimiciți-i sufletul. La atac! Tu nici acum nu înțelegi ce este castelul iluziilor? Este o capcană pentru șoareci. Veniți aici, prietenii mei diabolici. Rotiți-vă ca pescărușii în jur. Rotiți-vă, întoarceți-vă, dezlănțuiți-vă fantomele. La atac! Șoarece jalnic, îndrăznești să mă provoci pe mine? Pe mine? Zburați mai repede, mai repede! Săpați mai adânc și mai adânc! Făceți-i cât mai mult rău! Zburați încoace, zburați înapoi! Încercările șoareciului sunt fără rezultat! Zboară! Nu! Cât de naiv ești tu, Mickey! Eu nu pot să pierd! O, duhuri negre, o, puterele nopții! Nimiciți-l pe neputincios, cu puterile voastre. Iubirea vieții lui nu va fi frumoasă. Frumusețea ei e a mea, eu așa am spus. Vă șoptesc eu duhuri, înțepați-l direct în inimă, vorbiți-l cu puterea neagră, adunați-vă ca aplauze la mormântul lui. Niciun fel de cruțare. Oh, noi doar am început, Mickey. Am atâtea să-ți arăt. Toată puterea neagră ce o am. Întunecă-i mințile, aruncați-l în bătălie, luați-i tot ce are. Prindeți-l! Oh, nu, nu, nu! Ăsta e locașul meu! Veniți încoace, prietenii mei diabolici! Rotiți-vă ca pescărușii în jur! Întorceți-vă! Rotiți-vă! Eliberați-vă fantomele! Fantome și vârcolaci într-o echipă unită! Uniți-vă într-un întreg, adunate împreună în castelul visurilor și nu are dragostea lui în bezna chinurilor. Speranța spre fericire se va împrăștia ca fumul. El nu trebuie să învingă! Mizrabel a fost șocată, dar cât de tare! Dintr-o dată lui Mickey i-a venit o idee. Ce va fi dacă va arunca piatra cucubeului în vrăjitoare? Asta poate fi unica șansă a lui. Primește! Timpul parcă a înghețat pentru un moment. Înainte ca piatra să despoară într-o cascadă de explozii cu lumini de cucubeu, care a umplut toate crăpăturile turnului. Nu! Eu pur și simplu am vrut să fiu cea mai frumoasă! I-a venit timpul vrăjitoarei rele să se pomenească într-o capcană fără puterile ei, învăluită de o lumină ce se împrăștia. Vraja groaznică a fost distrusă. Minnie era în sfârșit liberă, iar Mizrabel s-a ofilit și zbârcit până la formele ei inițiale. Minnie l-a apucat cu mâinile pe Mickey, iar el îmbrățișind-o s-a jurat. Niciodată să nu mai lese singură. Piatra! Mickey! Ce s-a întâmplat? Castelul se dărâma, iar Mickey nu vedea căi de ieșire. Și a fost asta? Mizrabel îi ajuta să evadeze? Mickey nu mai avea timp să se gândească dacă nu este iarăși un truc al lui Mizrabel. Mickey și Minnie se țineau de mătură și zburau în depărtare. Wow!
Mizrabel era destul de înțeleaptă ca să înțeleagă cauza eșecului ei. Ea a înțeles că există o magie mult mai puternică decât cea pe care o folosea ea. Miki și Mini tot o știau și chiar dacă i-a despărțit, ei i-au împărtășit secretul. Acum, inima lui Mizrabel era plină de alt tip de magie. Magia dragostei. E bine, la ce am rămas? A, da, sfârșit. Am parcurs în sfârșit acest joc extraordinar de interesant cu Miki și Mini. Voi nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare la un nou joc interesant pe care îl vom parcurge.